Bună, fetele! Astăzi aș vrea să vă prezint produsele care în ultima perioadă mi-au făcut viața mai ușoară sau care mi-au plăcut în mod deosebit. E vorba de favoritele mele din ultima perioadă. Nu sunt neapărat favoritele unei luni, adică doar pe luna mai sau pe luna aprilie, pentru că multe din aceste produse cred că le-am folosit și în martie, poate și în februarie pe unele dintre ele, astfel că sunt cumva favoritele ultimei perioade, produsele care îmi plac și pe care le-am folosit frecvent. O să încep cu un șampon de la Dove. Este acesta împotriva mătreții. Îmi place foarte mult acest șampon pentru că este hidratant. Are și ceva efect împotriva mătreții, la mine cel puțin a funcționat, totuși eu îl folosesc de ceva timp, nu mai am foarte mult din el, totuși am senzația că în ultima perioadă nu mai protejează atât de bine împotriva mătreții și mi-au apărut câteva cojițe, totuși ca șampon cred că este unul dintre cele mai hidratante și hrănitoare șampoane pe care le-am folosit. Îmi place că face spumă și că părul lucește plăcut, mai ales în razele soarelui după ce m-am spălat cu el. Mai am o soluție pentru lentilele de contact, pentru păstrat produsele de lentilele de contact. Este aceasta de la Esso. E o soluție care are un preț foarte bun, are o cantitate mare, 500 de ml și costă doar în jur de 50 de lei, astfel că am folosit-o în ultima perioadă destul de mult și încă mai am o cantitate măricică pentru că sticla e mare, cum v-am spus, de 500 de ml. O pastă de dinți pe care am folosit-o foarte mult și care mi-a plăcut mult, mult de tot este de la Vademecum. Știu că v-am mai prezentat eu un gel, cred că în terminatele lunii martie, cred, tot din de la această firmă și mi-a plăcut și acela foarte mult, însă aceasta a fost grozavă, a avut și niște, tot vorbesc la trecut pentru că mai am o cantitate foarte mică în ea. Are și niște particule care curăță bine dinții și e o senzație foarte plăcută după ce desperi pe dinții cu ea. Am senzația că dinții sunt netezi și foarte alunecoși și bine, bine curățați. Un produs pe care îl ador, efectiv îl ador, este un gomaj de la L'Herbolario. Este un gomaj pentru față. Îl folosesc săptămânal. Foarte mult îmi place. E un produs care nu e foarte abraziv, nu zgârie pielea, totuși are niște particule pe care le simți în momentul în care te cureți cu el. Lasă o piele foarte, foarte fină și catifelată, așa cum spuneam, fără a fi agresiv cu pielea. Eu l-am cumpărat din Sensiblue și cred că a fost în jur de 50 de lei, dacă mi-amintesc bine. Și tot un produs abraziv, de data aceasta pentru corp, care îmi place mult, mult de tot, este din gama I Love. Acesta este cu lămâi și lime. Și pe acesta pentru corp îl folosesc săptămânal. O dată pe săptămână îl folosesc un abraziv pentru corp și unul pentru față, cum v-am spus. Are un ușor miros de citrice, dar mie mi se pare că miroase un pic și a vanilie. E un miros foarte plăcut. Și acesta îmi place că particulele acestea abrazive nu zgârie foarte tare pielea, iar produsul în sine este foarte foarte unctuos și foarte hidratant. Eu l-am luat din DM pe acesta. De la Irmi Plant, un gel de curățare cu gutuie și nu știu, parcă mai e ceva. Menționează doar gutuie, 100% natural, fără săpun, pe care l-am folosit foarte, foarte mult și care s-a și terminat.
Mi-a plăcut enorm acest produs. După ce mă spălam pe față cu el și cu această pastă de dinți pe dinți, era așa, dacă mă spălam dimineața, gata, ziua poate începe. Era o senzație plăcută de curat și de prospețime. Acesta fiind un gel delicat, nu a agresat pielea în vreun fel, nu m-au usturat ochii de la el, foarte bun și îl recomand. Cred că îl voi recumpăra. Și tot la capitolul curățare, o să vă mai prezint un săpun lichid pentru igiena intimă. Acesta este de la Apivita, l-am cumpărat din Sensiblu. E cu propolis și mușețel. Foarte, foarte mult îmi place. Face o spumă delicată, nu mi-a creat niciun fel de iritații sau disconfort de vreun fel. Are produse, conține ingrediente naturale în mare parte. Spun că este fără săpun, fără paraben, fără silicon și fără alte chimicale. 91% ingrediente naturale. E foarte bun și vi-l recomand. La capitolul hidratare, am folosit mult acest ulei pentru masaj, dar nu l-am folosit pentru masaj. L-am folosit pur și simplu pe post de ulei hidratant pentru corp, după baie. Este un ulei care conține, cred, lemongrass. Are un miros un pic mentolat. Lasă o senzație foarte plăcută pe piele, nu e extrem de uleios, sigur este un ulei și lasă o peliculă ușor uleioasă, dar nu neplăcută. Foarte mult îmi place, pătrunde rapid în piele, hidratează foarte bine și lasă acest miros proaspăt de lemongrass. Am senzația că s-ar fi potrivit totuși un pic mai bine vara, pentru că mirosul acesta de lemongrass mă duce cu gândul la... spre mentă, spre un miros un pic mentolat, ce mi s-ar părea mai potrivit pentru vară, dar mi-a plăcut foarte mult să-l folosesc și în această perioadă. Mai am o cremă de mâini de la Oriflame. Uleiul acesta cred că nu v-am menționat că este de la The Body Shop. Această cremă este cu glicerină, foarte bună, e foarte hidratantă, este cu extract de trandafir, miroase a trandafiri. Dacă vă deranjează mirosul, ar putea să nu vă placă în mod deosebit această cremuță. E o cremă foarte ieftină, cred că am dat pe ea, nu știu, în jur de 7 lei. Și pătrunde rapid în piele, nu lasă peliculă grasă și hidratează foarte, foarte bine. Și tot de la Oriflame am o cremă pentru picioare. Este cu ghimbir și clementine din gama aceasta Fit Up. O folosesc în fiecare seară. E foarte hidratantă și miroase plăcut a citrice de la aceste clementine și cred că și de la ghimbir. Și îmi place. E eficientă și... creează o senzație plăcută de confort folosind-o înainte de a te băga seara în pat. Mai am o cremuță pentru față de data aceasta de la Avon Care. Este de fapt un gel cremă, spun ei, cu castravete și ceai verde. Arată așa borcanelul, nu mai am foarte mult din ea. Chiar mai am foarte puțin, nu știu dacă puteți vedea, e verzulie. Vă recomand cu drag pe aceasta. Dacă o găsiți, eu am cumpărat-o, crema aceasta, chiar cred că am început să o folosesc din luna februarie. Deci am cumpărat-o de ceva timp, nu mai știu nici cât costă. Îmi pare rău că nu vă pot oferi această informație. E un gel, o cremă cu o textură de gel
hidratantă, lasă o senzație de răcoare, de prospețime. Și aceasta cred că ar fi un pic mai potrivită de folosit vara, dar eu pentru că am avut-o și pentru că urăsc să mi se învechească produsele și să, eu știu, să trebuiască să le arunc, am considerat că ar trebui folosită pentru că o aveam, așa cum v-am spus, de câteva luni. La capitolul machiaj nu am decât două produse. Am acest fond de ten de la L'Oreal, infaibilă, 24 de ore. Eu am nuanța 140 beige dore, golden beige. Nu știu dacă puteți vedea. Am dat 50 și ceva de lei pe acest fond de ten când au avut o promoție în Kendra. De obicei știu că e un pic mai scump, e în jur de 70 sau cel puțin așa era atunci când l-am cumpărat eu. E un fond de ten foarte bun, cu o acoperire medie spre mare, aș spune eu. Se menține foarte, foarte bine de-a lungul zilei. Eu îl folosesc doar în zilele în care lucrez, în zilele în care mă duc la serviciu. De obicei, când ies în oraș, nu folosesc fond de ten. Eu lucrez destul de mult, vreo 10 ore cred că stau la serviciu și tenul arată încă foarte bine seara când ajung. Tot un produs favorit din ultima perioadă, dar care nu arată deloc bine, e un săpunel de la Lush. E săpunul Honey I Wash the Kids, cred că îl știți, pe bază de miere. Foarte hidratant, foarte plăcut și ca textură și ca parfum. Miroase a miere, acum e o chestiune de gusturi, dacă vă deranjează mirosul de miere, clar, acest săpun nu vă va plăcea. Mie mi-a plăcut mult, cum vă spuneam, e hidratant și l-am folosit foarte, foarte mult și eu și soțul meu și Sofia, fetița noastră. Mai am un parfumel pe care l-am folosit foarte mult, foarte puțin din sticluță mi-a mai rămas. E Trezor de la Lancôme. Doar că acesta este un mini produs, cred că o să vă prezint la terminatele lunii. Am primit la un moment dat de la soțul meu o cutiuță cu câteva parfumuri miniaturale, așa cum e acesta. Și încă mai am câteva pe care le folosesc și în momentul în care se termină o să vă prezint. Mi-a plăcut foarte mult acest parfum pentru că durează întreaga zi. Eu îl aplic dimineața când plec la serviciu și când mă întorc seara încă, cel puțin la încheieturi, încă miros. Mai am să vă prezint și câteva produse pentru casă, adică produse care nu sunt pentru întreținerea personală. Foarte mult am folosit acest detergent de la Persil. E... să vă arăt. E acesta pernuțe care are... o pernuță are două compartimente. Are detergentul propriu-zis și un lichid pentru îndepărtarea petelor. Eu l-am folosit pe acesta cu miros silan. Curăță hainele foarte, foarte bine. Pun la o spălare o singură pernuță din aceasta și hainele ies impecabile. Chiar sunt foarte, foarte mulțumită de acest detergent. Și tot la fiecare spălare adaug și o pulbere pentru un praf împotriva petelor. Este acesta de la DM. Consider că e varianta mai ieftină a unor branduri ceva mai cunoscute, de exemplu Vanish. Aceasta e o variantă mult mai ieftină, mult mai avantajoasă
și mi se pare că își face treaba la fel de bine, deci nu văd de ce aș da mai mult dacă îl pot folosi pe acesta. Tot din DM am folosit și am cumpărat și am folosit foarte mult în ultima perioadă acest balsam de rufe, care spun ei că ajută un pic și la călcat, ușurează călcatul. Nu știu dacă am văzut neapărat o diferență și în acest sens, însă pot să vă spun că e un produs bun acest balsam pentru rufe. Lasă rufele plăcute la atingere, catifelate și mai ales foarte plăcut parfumate. De la DM am folosit aceste lavete umede pentru pardoseală. Aceasta e în ediție limitată, această aromă de citrice. Costă în jur de 11 lei, cred, un pachet din acesta cu 15 bucăți. Aceste lavete sunt grozave. De când le-am descoperit pe acestea de la DM, n-am mai încercat altele. Sunt niște lavete foarte bine imbibate în lichid. Sunt grosuțe, nu se desfac, nu se rup în timp ce le folosești sub nicio formă și au și niște striații pe ele care ajută foarte, foarte mult în procesul de curățare. Mi-au plăcut enorm și le voi folosi și clar le voi cumpăra numai pe acestea. Și tot de la DM sunt foarte încântată de acești bureții. În primul rând, o să vă spun sincer, pentru că au culoarea aceasta, că sunt verzi. Nu știu care e motivul pentru care toți bureții de vase sunt galbeni și cu partea asta abrazivă albastră. Deci, cam peste tot pe unde am văzut și de unde am cumpărat bureți pentru curățarea vaselor, sunt galbeni. N-am înțeles de ce nu fac și alte culori. E un pic plictisitor să folosești același burete cu aceeași culoare mereu. Și recunosc că pe mine în prima fază culoarea m-a atras. Dar vreau să vă spun că sunt, cred, cei mai buni bureți de vase pe care i-am folosit. Se deteriorează extrem de greu. De multe ori trebuie să-mi amintesc eu să-i schimb, adică n-aș ungă cum pățeam cu ceilalți galbeni de care vă spuneam. N-ajung să se rupă sau cum mi se mai întâmpla cu aceia să se dezlipească de aici partea abrazivă de buretele propriu-zis. Nu, la aceștia n-am avut această problemă, sunt foarte rezistenți și foarte, foarte buni. Eu îi cumpăr din DM, sunt 6 la bucăți într-o cutie în cutia aceasta. Și cam acestea sunt toate produsele pe care le-am îndrăgit în ultima perioadă. Mai am să vă prezint doar 3 produse alimentare, 3 ciocolățele pe care le-am terminat, dar o să vă arăt ambalajele pentru că am fost foarte încântată de ele și m-am gândit că ar fi bine să știți și voi, poate ați vrea să le cumpărați. De la Reese's am luat aceste ciocolățele ediție specială de Paște, Reese's X. Pachetelul acesta cu două, practic erau două ciocolățele din acestea, era cam 4 lei și mie mi s-a părut mult să dau 4 lei pe două ciocolățele și fiind ediție specială de Paște, după Paște s-au redus, eu cel puțin în Carrefour le-am găsit reduse la 2 lei și un pic și atunci am luat chiar mai multe pentru că nouă ne place foarte mult ciocolata de la Reese's, peanut butter cup în special.
Știți că ingredientele sunt cam aceleași, sau, mă rog, ciocolata efectiv e cam aceeași, indiferent de varianta pe care o fac ei. Știu că la un moment dat au scos și niște inimioare speciale de Valentine's Day, dar până la urmă compoziția e aceeași, adică este compoziția aceea un pic sărată de arahide și trasă în ciocolată cu lapte. Ei, așa, fix la fel erau și acestea. Ne-au plăcut foarte mult, i-am cumpărat și mamii și îi plac foarte mult aceste ciocolățele și am mâncat și noi cu mare poftă. Și ultimele două, de fapt celelalte două, că n-am mai fost decât o ciocolată, sunt de la Ritter Sport. Sunt două ciocolățele pe care eu nu le-am găsit în alte magazine, din Lidl le-am luat eu. Aceasta cu migdale întregi. Foarte, foarte bună e. Dacă o găsiți, eu vă recomand să o încercați. Mi-a plăcut că migdalele sunt prăjite, sunt foarte gustoase, sunt, mă rog, prăjite, coapte. Sunt foarte gustoase. Deci nu sunt migdalele acelea crude. Sunt foarte gustoase și în combinație cu ciocolata cu lapte, o gustare excelentă. Foarte, foarte bună. Și foarte mult mi-a plăcut și aceasta cu nucă de cocos, pe care la fel am găsit-o doar în Lidl. Acestea au fost favoritele mele din ultima perioadă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne revedem la următorul clip. Pa, pa!